Bună seara, dragii mei! Tot eu sunt tarotela, tot cu balanțele, pentru că sunt sărbătorite și așa am întârziat un pic, dar nu-i nimic, tot binele pentru voi. Următoarea etalare, și voi merge în paralel cu toate zodiile, nu doar cu voi, despre voi în cuplu, voi singuri și voi în relații pe scurt, foarte, foarte scurt, voi în relații cu alte zodii. Evident că mesajele pot să se potrivească și la cei care aveți lună în balanță, nu doar soare în balanță. Ia uite, aventură! Aventură! Cu cine rămâne de văzut? Vă doriți să explorați lumea, vă doriți să călătoriți unii dintre voi și să explorați o persoană anume. Din anumite puncte de vedere. Găsiți noi teritorii pe care nu le-ați descoperit până acum. În care să vă reaprindeți flăcările. Deci, balanțele. Octombrie 2020. Balanțele în cuplu. 3. Cărți. Mamă, numai la bani vă gândiți? Oare de ce, mă, balanțele? Un pic de inimioară, de cupe, de emoții. Deci, 4 de monede. Regele de monede și asul de monede. Aveți în mod special semnul taurului, văd, pentru unii. Dar trecând. Bine, poate să fie și altă zodie de pământ, dar probabil că aveți aspecte în semne de pământ, în mod special. Pentru că vorbesc despre voi în relație cu persoana cu care sunteți. În primul rând, 4 de monede pentru mine reprezintă șabloane relaționale. Relații pe care le întrețineți din nevoia de stabilitate. Dar este o falsă stabilitate. O stabilitate creată pe finanțe. Pe finanțe, pe creștere financiară, proiecte, mai mult sau mai puțin, împreună. Aceasta este relația care apare, cuplul care apare în acest moment. Nu este, deocamdată, nu au apărut decât monede. Central apare regele de monede. Central, unul dintre voi, care oți fi, are într-adevăr o poziție socială importantă. Faceți afaceri sau sunteți profesori sau sunteți avocați, mai ales dacă sunteți balanțe sau eu știu ce mai sunteți, doctori. Însă, deocamdată, cărțile arată că nu sunteți în cine știe ce drăgălășenii cu partenerul vostru. Apare totuși un as de monedă. Acum, că începeți un proiect, că vreți să construiți o casă, că vreți să vă cumpărați teren, să vă extindeți afacerea, sau vă gândiți unul dintre voi la o nouă etapă în cuplu, iar variază. Dar apare acest as de monede. Unul dintre voi chiar vă gândiți la ceva nou. Unul dintre voi v-ați cam săturat să stați în șabloane și vă gândiți la ceva nou. Asta pentru că la capătul setului de cărți apare nebunul, dragii mei, și magicianul care a apărut în etalarea de acum o oră. Vreți să comunicați cu cineva? Cu cineva de care la un dat v-ați îndepărtat emoțional, v-ați încercat voi să vă îndepărtați, dar vreți obsedant aproape comunicarea cu acest personaj. Este o răceală, dar o lipsă de comunicare cu acest personaj la care vă gândiți. Dar aceasta se datorează doar datorii, se datorează ego-ului unuia dintre voi. Însă e multă pasiune. Și s-ar putea această pasiune să vă pună într-un triunghi. Pe unii, nu pe toată lumea. Asta pentru cei care vă gândiți să ieșiți din șabloanele relaționale în afară, altfel, da. Însă doar la bani, dragii mei, în cuplu vă gândiți. 4 de monede, regele de monede și asul de monede. Ba, încă să mai puneți ceva.
Dar puneți, dragii mei, pentru că asta e o viziune de... Dacă vreți să vă gândiți, e dreptul vostru să vă gândiți la așa ceva, vine criza financiară, vine criza alimentară, ia uite, trebuie să vă hotărâți să alegeți. Doi de monede, doi de bâte. Am revăzut. A mai apărut și netararea cealaltă. Hai să clarificăm. Ia uite. Regina de monede. Însă n-am clarificat. Da, într-adevăr, dacă sunteți în relație cu soț și soție, soț și soție, cuplu divin, da? Relație cu un semn de pământ, da, puteți fi puternici împreună, dar, dragii mei, prea multe monede, prea mult pământ, eventual și aer, că voi sunteți cu semnele de aer, da? Prea puține, adică deloc emoții, deloc scripiri, foc, pasiuni, nu prea, eu nu văd genul ăsta de relații. Dar dacă vă dă siguranță, asta e dreptul vostru. Clarificăm. Nu vrea să clarifice deloc. Ba da, acolo 3. Ok. Acolo 3 le punem pe astea toate. Au venit toate 3. Dacă au venit 3, le pun una sub cealaltă. Asul de spade. Vreți adevăr, vreți dreptate, vreți să aveți victorie. În primul rând a apărut asul de spade sub regele de monede. Dacă aveți o poziție socială, repet, puteți să fiți avocați, chiar dacă a apărut regele de monede. Faceți bani. Asta că a apărut spade, puteți să fiți doctori, chirurgi. Libra. Libra, zibra. Ginecologi. Pe... urologi, perinichi, în fine, doctori. Aveți, sunteți apreciați, aveți succes, însă în cuplu lucrurile cam stagnează. Poate că unul lucrează foarte mult, cel puțin unul lucrează foarte mult. Și ați ajuns la acest stadiu despre care am vorbit, 4 de monede. O relație oarecum plictisitoare. Din punctul meu de vedere, dacă vouă vă place, e alegerea voastră. Dar a fost clarificat totuși acest 4 de monede cu 3 de bâte. Pentru unii, nu pentru toată lumea, sunteți un cuplu care sunteți la o oarecare distanță. Vă întâlniți mai răruți, poate că unul are un job într-o altă țară, poate unul are un job într-o altă localitate sau alergați foarte mult drumuri. Pentru mine 3 înseamnă și Mercur, da, casa a treia a drumurilor. Alergați foarte mult pentru acești bani și nu aveți timp de o relație adevărată. Da, ar trebui să comunicați mai mult cu acest as de spade, să restructurați. Aveți 2 ași, dar e frumos într-un fel, să restructurați un pic. Iar, probabil că sunteți în relație cu cineva marcat de semn de pământ. Însă, dragii mei, cât ați munci și câți bani ați face... apare această roată a norocului invers. Am zis, stagnați dintr-un punct de vedere. Este o relație, cât ar fi de aparent de succes, este o relație stagnantă. Din punct de vedere spiritual, voi nu mai evoluați. Nu știu pentru cine citesc, dar citesc pentru cineva, da? Voi nu mai evoluați. Nu că ar avea vreună o problemă. Faptul că vă concentrați prea mult la această stabilitate... evident că nu puteți explora, că tot a venit exploratorul, cavalerul de bâte. Norocul, energia, că asta înseamnă Jupiter, Jupiter înseamnă expansiune, voi nu vă mai extindeți. Și Jupiter înseamnă spiritualitate. Poate vă extindeți din punct de vedere financiar, când apare un nou proiect, apare ceva nou, apare o nouă posibilitate. Dar depinde cum o manifestați, pentru că dacă o manifestați în stilul trecut și doar concentrați pe bani, nu prea. Unul dintre voi totuși speră, încearcă să vadă. Unul dintre voi speră în această restructurare, într-o comunicare în care regândiți un pic, plănuiți un pic lucrurile. Dar deocamdată lucrurile stagnează și interesant este că stagnarea a apărut și, sau, în fine, acest nenoroc,
a apărut sub asul de monede. Dacă vrei să vă restructurați, repet, relația cu doi ași și amândoi destul de raționali și de pământeni, trebuie să ieșiți din zona de confort. Iar stagnare, stagnare. Unul dintre voi face sacrificii. Spânzuratul și marele preot, da? Marele preot este căsnicie. O căsnicie pe care, sau o relație de lungă durată, că nu e obligatoriu să fie căsnicie, o relație de lungă durată, stabilă, așa zis, stabilă, tradițională, că vorbim de monede și de marele preot, dar în care stați în cap. Nu stați confortabil. Stați doar pentru bani. Apar totuși șapte de cupe. Aveți opțiuni. Aveți pasiune pentru cineva. Cineva va prinde călcâile. Ori semn de foc, ori semn de apă. Exact ceea ce vă lipsește vouă. Pentru că această relație, căsnicia pentru mine 10 de bâte, o căsnicie epuizantă, în care unul are mult, cel puțin unul, are multe responsabilități. Cel puțin unul. Băi, unul e obosit în acest cuplu și cred că se mai uită la cineva care este singur, singurică. Singur, singurel sau singurică, 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 singurică? Da, fără supărare. Asta pentru că apare 3 de bâte. Cineva cată, îmi place cuvântul ăsta, cată afară, se mai uită așa. Parcă ceva se aprinde în mine când mă uit în afară, da? Asta pentru că v-ați concentrat prea mult pe spade și monede. Dacă vreți, aveți totuși doi ași. Dacă vreți să restructurați, să ieșiți din această energie care nu mai circulă, regăsiți-vă. Frumos ar fi să faceți o călătorie împreună, ca și sfat. Încercați să călătoriți undeva împreună, într-un loc în care n-ați mai fost și regăsiți-vă, unul dintre voi chiar are o mare pasiune pentru cineva și va trebui să aleagă mare, mare obsesie pentru cineva. Dacă vreți să vă reconsiderați cuplu cu doi ași, aveți acest potențial, dar eu simt că sfatul ar fi 3 de bâte. Să călătoriți împreună, să comunicați. 3 de bâte pentru mine înseamnă și zodia săgetătorului. Nu obligatoriu, dar ce înseamnă zodia săgetătorului? Înseamnă spiritualitate, expansiune, voie bună. Încercați și petreceți mai mult timp împreună, dar când ăsta, fain. Nu, cum să faceți bani, cum să vă organizați casa și toate astea, da? Hai să vorbim despre balanțe în... Balanțe singurele. Singurei și singurele. Conflicte! Aveți conflicte cu prietenii? Încercați să depășiți un ciclu în care ați fost foarte răniți. Frumos ar fi să adoptați, am văzut și temperanța, cu răbdare să investiți în vindecarea voastră și în creșterea voastră spirituală, singurei și singurelele. Hai să vedem. Ok, stăiem. Balanțe singurele și singurei. 3 cărți. Interesant. Singurii și singurele. Apare semnul berbecului al săgetătorului sau al leului la mijloc, valetul de bute, da? Semnul berbecului iar sau al taurului sau orice alt semn, puteți să fiți foarte bine și voi pentru că și balanțele pot fi acolo, da? Și semn de apă, peștrac, scorpion. Însă, dragii mei, multă atracție între voi. Între voi e o atracție pe care încercați să rezistați și unul și celălalt la această atracție.
Ați vrea să comunicați despre ceea ce simțiți, despre acest foc interior. Aveți potențial să comunicați într-un mod creator, creativ, inovativ, cum vreți voi să ziceți, însă, 1. Partea masculină, în mod special, încearcă controlul, încearcă să se controleze, încearcă să-și impune stilul de a relaționa și nu știu dacă e normal. Celălalt încearcă să se detașeze emoțional, să meargă către creștere spirituală, către consistență emoțională, personală, da? Către 9 de cupe. Celălalt a plecat, tocmai a plecat, pleacă, încearcă să se detașeze emoțional, tocmai pentru că unul dintre voi încearcă să controleze, fiți atenți ce, rezultatul. Nu mai controlați rezultatul. Nu încercați să impuneți stilul, ritmul. Adaptați-vă și vorbesc de ritm pentru că împăratul stă pe loc. Da? Vrea să conducă. Unul dintre voi are tendința de a conduce, de a domina. Mai ales partea masculină, ăsta e adevărul, da? Unul are tendința de a domina. Evident că pot să fie și femei care se manifestă foarte masculin. Dragile de ele, îmi pare rău pentru ele că nu-și manifestă latura feminină. Toți avem masculin și feminin, dar masculinul ăsta se manifestă când trebuie, mai ales dacă ești femeie, când trebuie. Nu tot timpul și nu în cuplu. Însă, unul dintre voi clar încearcă să-și impună stilul. Pe de altă parte, împăratul nici nu arată. Nici prea multe emoții, încearcă să pară detașat emoțional, nici prea multă pasiune, poate doar așa, câteva cuvinte, câteva gesturi, dar nu prea multe. Chiar dacă simte multă pasiune, totuși un foc acolo, arde, da? Edita mai haina de rușu, da? Dar nu arată. Și nu știu dacă e normal, dacă nu arătați, ce vreți, ce așteptați să se întâmple? Aveți potențial de creștere. Puteți să creșteți 3 de monede? Înseamnă creștere. Puteți să creșteți. Să aveți colaborări creative, că vorbeam de creativitate, da? Și aici cineva face artă, cel puțin unul, da? Sau, dacă nu faceți artă, aveți în jurul vostru exemple. Sau divinitatea vă dă instrumentele, inspirația, cum să creșteți împreună, da? Divinitatea vă arată cum să lucrați această relație. Însă, aici sunteți voi, ascultători, vă uitați la îngeri, da? Ascultați intuiția, aici e chestia, da? Aveți mult potențial, da? Aveți soarele aici, bucurie maximă. Însă, mai ales semnul de aer, justiția, balanța, regele de spade, sunteți voi, are un stil de a comunica care s-ar putea să deranjeze. Rămâne de văzut dacă reușiți să vă schimbați acest stil. Că tot am vorbit de creativitate, de inovativitate. Poate că unul dintre voi, sunteți atrași de cineva cu marcaj în zodia leului. Și atunci, nici cu leu nu ți-e ușor. Nu zic marcaj, pentru că poate să fie ascendent, poate să fie acolo o planetă, lună, Venus, da? Hai să clarificăm împăratul. Și dacă voi vreți să impuneți controlul, nici cu ei nu mi-e rușine. Totuși, ei au nevoie de altceva, nu au nevoie să fie controlați. Ia uite, temperanța, despre care am mai vorbit la un moment dat. Doi de spade, am zis că nu comunicați, cineva încearcă să se detașeze, blocați ceva prin această atitudine. Obsedată de control, e o atitudine obsedată de control, imediat. 8 de cupe, clarific 8 de cupe. Nu sunt prea multe. Pe ăsta l-am văzut. Ia uite, îl pun și pe ăsta. Într-un fel sau altul. Cineva simte, deci între voi s-a pus tăcerea, că de-aia sunteți și singuri. De-aia și sunteți singuri.
Aveți pasiune față de cineva care aveți senzația voi, sau poate o fi și adevărat, poate și doar senzație, că nu se uită la voi. Cineva vă întoarce spatele și voi împărați ce sunteți. Da? Ați încercat să comunicați această pasiune, dar oricum se exprimați foarte puțin față de ceea ce simțiți. Dar dacă o faceți într-un mod, cum am zis mai devreme, mai puțin lucrat, dacă persoana respectivă are semne de aer, marcată de semne de aer sau semne de foc, au nevoie de altceva. Este o relație, chiar dacă sunteți singuri, există cineva la care vă gândiți. Aici vreau să zic. Este cineva la care vă gândiți și cu care ați comunicat cândva și s-a pus tăcerea. Sau, dacă nu comunicați corect, se va pune tăcerea și ar fi păcat. Asta pentru că, am zis, cineva pleacă din zona aceasta. Nu se simte confortabil emoțional în acest context. Dacă voi și totuși există 10 de cupe, există o stare de euforie, există multă pasiune, multă bucurie. Și multe fantezii, pasiune care arde, consumă, da? Și multe fantezii. Însă simțiți, vă simțiți profund telepatic cu 6 de cupe, însă există un joc mental care se face în această poveste. 5 de spade, am zis cineva vrea să controleze în mod special împăratul, care o să fie, iar variază. Și pentru că, dragii mei, împăratul are de-a face cu temperanța, cu o persoană spirituală, care recunoaște aceste șabloane. Și am zis că cineva pleacă către creștere spirituală, către consistență, da? Creștere personală, 9 de cupe, e o variantă mai mică a temperanței, către transformare, da? Către o cupă care încerc. Da? Acest personaj întoarce spatele acestei oferte, care o să fie în ce poziție sunteți, întoarce spatele acestei oferte, tocmai pentru că cineva vrea să controleze. Asta e. Și celălalt, care o fi zodia, nu mă interesează pe mine să dau, pentru că e totuși etalare colectivă, pe de-o parte încearcă să se vindece de această abordare, să zicem, care n-a fost confortabil emoțional, dar pe de altă parte, unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj care lucrează spiritual și recunoaște genul ăsta de comportament și nu vă dă apă la moară, se blochează. De-aia sunteți singuri, da? Că ascultați la balanțe singuri. Ei, și acest blocaj vă creează un stres mental, evident. Dar stresul ăsta mental, pentru că este 8, înseamnă transformare, trebuie transformat. Vă deranjează faptul că persoana aceasta a plecat sau nu vă arată. Nu vă arată ceea ce ați vrea voi să vedeți. Nu vă răspunde la genul ăsta de abordare. Pentru că are nevoie de altceva. Între voi doi aveți 10 de cupe, 7 de cupe, 6 de cupe. Am văzut și 3, ia să-l scoatem, e aici, da? 3 de cupe, multe emoții. Voi vă gândiți acum, chiar dacă sunteți singuri, la cineva. Însă, nu se manifestă din cauza orgolului cuiva. Multă pasiune, regele de bâte. Acum, am zis de la început, unul dintre voi încearcă să controleze ritmul, stilul, abordarea și celălalt are nevoie de lucruri mult mai profunde, emoționale, spirituale, lucruri care vindecă. Deci, unul își dorește, cel puțin până acum, așa s-a manifestat, deși sunt multe cupe și emoții și sentimente, sunt, dar abordarea a fost mai degrabă fizică, verbală, nelucrată, necizelată, neelaborată. Și cealaltă persoană și-a dorit niște lucruri care țineau și de suflet, o legătură, da, pasiune, dar vreau o pasiune care mă vindecă, care mă crește, da? Mă trezește, care îmi confirmă emoțiile pe care le am, da?
altfel de comunicare. Asta vrea persoana la care vă gândiți. Chiar dacă sunteți singuri, am făcut o etalare pentru cei singuri și pentru alții. Hai să mai dăm o altă variantă. Dacă voi ați avut de-a face cu acest personaj care v-a controlat, să zicem, o altă variantă, încercați să vă vindecați în tăcere și să vă eliberați de gânduri, de stres, de negativitate, că aici e o carte negativă, și să mergeți către 9, către care vă va atrage 10, da? Cupele despre care am vorbit. Le veți atrage în momentul în care vindecați această dorință de control a unuia sau a altuia voastră sau a oamenilor cu care ați avut de-a face. Încă un mesaj. Unii dintre voi vreți să vă împăcați. Temperanța înseamnă și împăcare și am văzut și 6 de cupe și am văzut mai multe. Unii dintre voi vreți să comunicați cu cineva. Sunteți singuri, da? Și știți că v-ați controlat, că ați impus la unii, da? Vreți să vă împăcați cu cineva. Asta pentru că văd temperanța cu care n-ați comunicat o perioadă și nu știți cum să faceți. Vreți să vă reîntoarceți, pentru că 8 de cupe înseamnă și reîntoarcere în viața cuiva. Și sunteți foarte obsedați de această reîntoarcere, pentru că ați manifestat blocajul în comunicare în loc să manifestați pasiunea. Aveați mult potențial, da? Vreți să vindecați și să vă împăcați, că asta înseamnă temperanța uneori. Că tot sunteți singuri. Am spus cam mult, dar asta e că tot ziua voastră. Să vorbim un pic mai mult, iată regina de spade. Acum, nu mai pun pauză, că dacă pun pauză de fiecare dată... Facem? Pe foarte, foarte scurt, voi în relații cu alte zodii. Balanță cu berbec. Balanța cu berbec. Vin cățele cam ciudat. Zece de monede. Pe orizontal. Marea preoteasă pe orizontal și regina de monede. În primul și în primul rând, trebuie să vindecați ceva. Steaua înseamnă vindecare. Această pasiune. Unul dintre voi a vrut să țină, să controleze, iar să țină la un stil de manifestare, deși a existat multă pasiune și totuși ceva s-a întâmplat. Ia. Au apărut conflictele. Și v-ați separat. Unul dintre voi în fric și în ceață. Între balanță și berbec. Că vorbim totuși de un cuplu, de o relație. A apărut acest 10 de monede. Posibil că ați fost în relație, posibil că ați fost și căsătoriți, dar această relație scârție. De în poziția aceasta. Și când 10 de monede e invers, merge către 9. Către 9 de monede, care înseamnă persoană singură. Da? Unul dintre voi, din niște motive destul de misterioase, Marea Preoteasă, din niște secrete, încearcă să iasă din acest cuplu, din această relație. Trebuie să clarific. Există o pasiune, repet. Clarificăm Marea Preoteasă. Ah, interesant. Am văzut steaua, asul de bâte și am văzut la capătul setului de cărți
Și Marea Preoteasă, niște motive care țin de, știu că sună ciudat, dar da, vorbim de Marea Preoteasă, că sunt ciudate, sunt misterioase, niște motive care țin de planete, așezarea planetară. Sunt niște tranzite planetare, apropo de explicații, da? Niște tranzite planetare care vă îndeamnă la această restructurare. Pe de o parte și financiară, dacă aveți niște probleme financiare, vă restructurați dacă sunteți în cuplu, pentru că vă 10 de monede și regina de monede. Dar apare o restructurare. Dacă unul dintre voi vrea să iasă, ia uite, cineva vrea să iasă, 6 de spade. Din ce motive? Simte că a făcut prea multe sacrificii, simte că stagnează, simte că asta este intuiția pe care o primește de la divinitate într-un fel sau altul. Da, repet, cineva vrea să meargă către singurătate. Am vorbit de nouă de monede, da? Eventual să-și găsească, fiind singuri, pe cineva care să le, nu știu, cineva cu care să comunice emoțional. Deja am vorbit foarte mult la o singură zodie. Este un mesaj pentru cine o fi. Vă rog să-mi confirmați. Nu o fi pentru toată lumea, este foarte general. Ok. Balanțe cu taur. Dată. De două ori. De trei ori. Conflicte. Iar. Conflicte. Conflicte, concurență, o călătorie și muncă. Ar putea să fie semnul taurei. Poate că unii dintre voi aveți conflicte în legătură cu prietenii, cu familia, cu vecinii, în legătură cu un drum pe care trebuie să-l faceți către acest semn de pământ, eventual. Vreți să lăsați un semn de foc care va... Interesant. Da. Unii dintre voi vreți să lăsați un semn de foc care v-a creat conflicte, să lăsați în spate și să mergeți către semnul de pământ, că vă dă stabilitate și vă ajută să vă transformați viața. Unii dintre voi trebuie să mergeți într-o călătorie, să munciți și există conflicte în familie, între prieteni, în legătură cu această călătorie. Iar 3D, da? Și a apărut și taurul. Probabil că taurul pentru unii, nu pentru toată lumea, este undeva la drum. Ori într-o altă, alt oraș, ori, eu știu, într-o altă țară. Balanță cu gemeni. Odată. Asul de spate. De două ori. De trei ori. Balanță cu gemeni. Multă pasiune, o aventură. Asta înseamnă aventură, dar aventura asta... Ia uite, aveți două cărți care vorbesc de aventură, da? Acum, cărțile pot să... Această pasiune poate să vă reprezinte una pe voi, una pe ei. Și se creează acest doi de bâte, momentul de alegere. Pentru că, la un dat, va trebui să alegeți din două bâte. Da? Trebuie să alegeți. Ideea este că la mijloc apar niște conflicte, apare o energie egoistă, agresivă, cineva intervine între voi, dragii mei, mare grijă, poate intervine cineva cu planete în semn de foc, apare un triunghi, da, apar niște discuții, conflicte chiar, discuții, argumente. Dacă ați avut o aventură și ați fost într-un triunghi, evident, ia uite, iar apare numai energii destul de imature și predominant sexuale, că este adevărul, predominant sexuale, iar felul în care se comunică la un moment dat este destul de agresiv. Nu știu? E o perioadă mai sensibilă. Balanță cu rac. Iar la capătul setului de cărți. Ia uite, da?
Balanță, semn de aer, lasă în spate pe cineva cu care a avut o aventură sau cineva cu marcaj în foc și merge către semnul de apă, eventual. Însă apar niște conflicte, ia uite. Deci încercați unul dintre voi, încercați. La central este comunicare, drum, comunicare, comunicare pasională, săgețile lui Cupidon, da, există pasiune. Însă unul dintre voi încheie un capitol și începe altul. Începe un alt capitol. Însă în această separare de lumi, există iar conflicte. Mergeți către conflicte. În ce sens? Către concurență. Probabil că unii dintre voi, că sunteți balanță, că sunteți raci, între voi apar alte personaje, prieteni, foști prieteni, da, familii. Încearcă să se interpună în această comunicare pe care o aveți, în această nouă lume, nouă etapă, care vreți o nouă pasiune, da, pe care vreți să o manifestați. Da. Există atracție, există pasiune, dar. Unul dintre voi încearcă să se împace. Sunteți într-o fază în care vreți să vă împăcați. În fine, așa simt, am văzut acolo. Balanță cu Leo. Da, două, trei ori. Balanță cu Leo. Oare de ce nu comunicați? Nu comunicați? Trebuie să vă vindecați? Eventual, unul dintre voi trebuie să se vindece de o situație din trecutul său? În fine, la început, cei cu care ați relaționat cu persoane care au aspecte în zodia leului. La început, multe emoții, multe și pasiune. Balanță. Leu. Centrala aveți trei de bâte. Sperați. Sperați și vă uitați către acest nou de cupe. Sperați ca între voi doi să revină sau voi doi să simțiți emoțiile pe care le-ați mai simțit. Pentru că în acest moment, unul dintre voi plânge. Mare grijă, foarte ciudat. Unul dintre voi plânge și altul este euforic. E ciudat. Și la mijloc, trei de băte. Unul dintre voi plânge și altul e euforic. După o situație în care n-ați comunicat, v-ați vindecat, a stat în frig, în ceață, da? Ia uite. Simțiți. 6 de cupe, 6 de băte și multă pasiune. A fost multă pasiune, dar v-ați dorit victorie cu ei, ați simțit că sunteți într-o legătură profundă emoțională, dar la un dat s-a pus această tăcere pe care a trebuit să o vindecați în singurătate, în niște probleme. Și în această perioadă, unul dintre voi, cred că cel cu marcaj în zodia leului, asta pentru că bâtele se uită către 9 de cupe, cel cu marcaj în zodia leului, foarte posibil, ori să-și fi construit o relație cu el, cu ea, foarte bună, 9 de cupe, o relație cu el, o relație frumoasă, ori să-și fi găsit pe altcineva care le aduce multe bucurii și să lase în spate aceste lacrimi care au fost create în acest moment de tăcere. Ceva s-a întâmplat între voi la un moment dat. Din acest motiv să apar, ia uite, că vorbeam de balanță, de acest plus și minus. Da, unul dintre voi e supărat. 4 de cupe, 5 de cupe.
Și celălalt foarte bucuros. Și apar conflictele. Poate că n-ați fost în apropiere unul de celălalt, s-a lăsat așa o distanță. Balanță cu fecioară. Balanță cu fecioară. Cred că între voi doi se pune cineva cu planete în Scorpion. Asta pentru că apare Scorpionul, care înseamnă moarte, zero și de la capăt. Dar de la capăt apare într-un alt context, foarte emoțional. Și apare și un as de spade, semnul de aer, ați putea fi voi. Ia uite, și aici apare, ia uite, apare semnul fecioare, că nu știam de ce nu apare pământ. Apare semnul fecioare, da? Patru de monede și capricorn, da? Cu care probabil că aveți unii dintre voi și un copil. Și totuși, ia uite, cineva încearcă să plece din acesta, regele de spade și șapte de spade. Cineva încearcă să plece din acest context pentru că e o situație toxică pe care trebuie să-i pună în capăt. Să taie legăturile karmice, în ce poziție sunteți rămâne de văzut, da? Unul dintre voi trebuie să taie legăturile karmice pentru că această relație a devenit extrem de toxică. Chiar dacă aveți un copil sau dacă nu aveți copil, este egoul imens al cuiva care a devenit insuportabil. Da? Și unul dintre voi vrea să o ia de la capăt, da? Moartea și de la capăt, într-o nouă direcție care să le aducă dragoste profundă, simte eventual dragoste profundă către altcineva. Fac diferența între dragoste și dependență, codependență. Evident că poate fi și viceversa. Asta e mesajul. Că vă place, că nu vă place. Balanță cu... Unde eram? Balanță. Ok. Încă o dată. Încă o dată. Ok. Balanță cu balanță. 8 de cupe. Regele de cupe. Ce frumos. 9 de monede. Oh. Începeți o nouă lume sau un nou capitol la capătul setului de cărți, da? O nouă lume. Un nou capitol în viața voastră. Dar central, regele de cupe. Regele de cupe reprezintă o dragoste mare, profundă. Nu arătați mai puțin, dar simțiți foarte multe. Dar după 8 de cupe și cu a noua, eu zic că unul dintre voi lăsați în urmă o relație în care nu v-ați simțit confortabil și în această relație, mai ales că aveți aici iar o persoană singură, da? Unul dintre voi lasă în urmă niște cupe goale și își regăsește nouă satisfacția, speranțele în această relație, în care are multe satisfacții și emoționale, da? 8 cu 1, 9 de cupe, și financiare și comunicați foarte bine. Probabil că aveți Venus într-o anumită poziție și vă completați. Central apare acest rege de cupe care a părut interesant și la fecioară. Și la fecioară, interesant mesaj, la fecioară cineva lasă în urmă o relație toxică și aici se regăsește, da, interesant să vă știți și sinastria, și aici se regăsește o situație nesatisfăcătoare emoțională. Apare și un nou capitol, o relație în care s-a consumat unul dintre voi și acum, da, e dispus să muncească, să se alchimizeze în această relație cu sufletul pereche. Interesant. Da, unul dintre voi clar trebuie să
iasă dintr-o căsătorie. Poate că celălalt a fost singur, dar unul dintre voi a fost căsătorit și n-a fost prea fericit în acea căsătorie. Așa văd. Ce era? Balanță cu scorpion. Ok. Iar apare 8 de cupe, că tot e scorpion. Odată. E pisica. Odată. De două ori. Ok. Wow, ce frumos, interesant. Interesant. Alegeți. Alegeți să mergeți într-o nouă direcție și asta pentru că aveți zero. Mergeți într-o nouă direcție. Balanță cu scorpion sau planete. Cineva care are planete în scorpion și apare scorpionul iar. A apărut interesant că s-a legat balanța de ultimele trei zodii s-au legat una de cealaltă. Probabil că aveți acolo planete într-un fel sau altul. Iar a apărut 8 de cupe, ca și la balanță cu balanță. 8 de cupe. Cineva care lasă în spate o relație nepotrivită sau o relație sau prietenii sau... ceva ce nu a văzut. E interesant că mi-a dat ceva în ochi. Relații pe care nu le-a văzut corect sau i-a afectat vederea, eventual, într-un fel sau altul. Vederea în viitor. Sau, cum s-a văzut, interesant mesaj, da? Ei, și acum le las în spate, alege, unul dintre voi alege, dragii mei, să o ia de la capăt, da? Și de la capăt își găsește acest 8-9 lângă regele de cupe. Regele de cupe care stă deasupra unui ocean și poate oricând să vă împrumute sau chiar să vă dorească o cupă. Suficient cât să faceți diferența între cum e să nu fii satisfăcut emoțional în niște relații și cum e să ți se umple sufletul de drag și de bucurie în preajma cuiva. Alegeți, dragii mei, o relație cu un suflet geamă, la care țineți foarte mult. Aveți, da, și lăsa, ia uite, mai cum corespund. Și blocați o relație iar cu un semn de pământ sau cu cineva, nu neapărat semn de pământ, cineva care a fost toxic. Unul dintre voi clar lasă pe cineva toxic. Uf, ce transformări apar! Că tot e ziua voastră, a unora dintre voi care aveți soare, evident. Mamă, ce cărți! Sunt foarte curioasă cum rezonați, că sunt mesaje foarte scurte, vă rog frumos să le apreciez și să vedeți pe unde le potriviți în viața voastră. Eram la balanță cu scorpion, am făcut balanță săgetător, da? O dată. De două ori. De trei ori. Ok. Balanță cu... oh, ce frumos! Asul de cupe. Eremitul. Zece de bute. Balanță cu săgetător. Aveți asul de cupe, care se zice că e foarte puternic, dar interesant că la fel de puternic este și central este eremitul, că e arcană majoră, da? Și săgetătorul, să zicem. Săgetătorul care e consumat, epuizat într-o situație. Ori are multe responsabilități, ori se consumă într-o relație care nu este plăcută. Văd ego, văd transformare iar, văd o energie toxică. E clar că se restructurează relațiile între balanțe și celelalte zodii. Asul de cupe îl văd acum ca o vindecare. O vindecare și încercați să înțelegeți, din punct de vedere spiritual, cel puțin unul dintre voi, de ce trebuie să treceți prin relațiile pe care le-ați experimentat, mai ales probabil, deși și balanțele au trecut prin foarte multe, știu, de mai bine de un an de zile, dar foarte posibil că și săgetătorul, că doar se și vede, da? Dacă există tăcere între voi, și cei cu planete în săgetător, tăcerea asta este o lecție spirituală pe care trebuie să o vindecați. Da?
Să nu vă lăsați copleșiți, consumați de această tăcere, ci să vă lăsați vindecați dacă există tăcere, dacă există o răceală, pentru că asta înseamnă eremitul. Pe de altă parte, asul de cupe aduce iar vindecare într-o lecție spirituală pe care ori voi ați avut-o împreună cu săgetătorul, ori săgetătorul a avut-o separat. Rămâne de văzut. Văd iar să nu fecioare, poate e o fecioară, cineva cu planete în fecioară între voi doi. Ha, interesant, și săgetător, poate să fie marcaj în săgetător, evident. Dar împreună vă puteți vindeca. Dacă vă înțelegeți această lecție spirituală. Ok. Acum, ce urmează? Urmează după săgetător Capricorn. Balanță și Capricorn. O dată. O dată. De trei ori. Între balanță și capricorn. În primul rând, central apar confuziile. Șapte de cupe. Confuziile. Opțiunile. Unul dintre voi, probabil, dar nu obligatoriu, unul dintre voi, mai ales semnul de pământ, a jonglat între voi, da? Și confuzii și opțiuni. Și a mers mai departe, în afară, înspre Cupidon, că astea sunt săgețile lui Cupidon. La baza, la capătul setului de cărți, aveți un triunghi, da? O situație dezechilibrată în care unul a dat mai mult și celălalt n-a oferit. Da? Din cauza acestei situații s-a plecat într-o altă direcție, iar apare plecarea, călătoria, eliberarea și mentală și emoțională. De o situație în care amândoi, la un moment dat, foarte diferiți de altfel, ați încercat să vă controlați. Și situația asta între voi s-a pus tăcerea, transformarea, moartea, situații legale, tribunal, dar pentru balanțe apare, uite că după tribunal, după această transformare, balanța se transformă și merge către regina de cupe, către semnul de apă, unul dintre voi. Dacă a fost o trădare, se restructurează și merge către un semn de apă. Așa simt. Acum, poate că doar visează. Asta e și casa viselor erotice, fanteziilor, poate că doar visează. Că va merge, că va vorbi, dar deocamdată unul dintre voi jonglează și celălalt, dacă vede că e jonglat, dar de ce să fiu eu mai prost, mai proastă? Încearcă să-și găsească echilibru în altă parte. Interesant. Balanță și vărsător. O dată. De două. De trei ori. Șapte de băte. Cinci de monede. Marele preot. Văd multe monede. Balanță și vărsător. Central, iar, ori aveți probleme financiare în cuplu, dacă sunteți căsătoriți, probleme financiare în cuplu și încercați să vă zbate, să fiți mai defensivi unii dintre voi, să vă apărați, eu știu, cu ce ați mai rămas. Și să construiți cu răbdare, să vă reconstruiți echilibru financiar. Dar apar niște evenimente neașteptate, dragii mei.
pentru unii dintre voi. Ce situații complicate. Și doar trei cărți uneori nu este suficient. Adică ar fi, dar nu într-un timp așa scurt. 5 și 5. 5 și 5. O energie care trebuie schimbată. Dacă vreți să ieșiți din problemele în care sunteți, unul dintre voi foarte posibil să fie defensiv. Să nu se poată deschide. Din cauza unor situații prin care a trecut, senzația de abandon la un moment dat, probleme financiare, unul dintre voi nu se deschide. Însă, aveți două cărți care reprezintă numărul 5. 5 înseamnă schimbare prin creativitate pentru mine. Și două cărți care vorbesc despre spiritualitate. Mare preot și aici este o biserică. Încercați, dacă vreți să vă luptați pentru această relație și să ieșiți 5 ani de schimbare din situația în care sunteți. Poate nu comunicați suficient de nu știu cum. Da? Poate aveți probleme financiare, că vorbim de un cuplu de ceva. Da? Voi împreună vă puteți susține unul pe celălalt. Da? Vă susțineți, e totuși un cuplu aici. Dar doar prin credință. Trebuie să aveți credință și să vă ridicați vibrația, interesant, să vă ridicați vibrația, să cătați către spiritualitate. Rămâne de văzut unde sunteți fiecare, unul sau celălalt. Ca să puteți să vă regăsiți echilibru financiar, că apar niște probleme financiare și nu doar financiare. Apare o trezire, o trezire spirituală pentru unul dintre voi. Și Doamne ajută ca această trezire să vă aducă ieșirea din multele probleme pe care le aveți și regăsirea echilibrului financiar și stabilității în cuplu. Încă un picuț. Acum urmează să le mai amestec o leacă. Balanță și peștișori. Știu că sunt câțiva peștișori care așteaptă ce fac balanțele cu noi, ce facem noi cu balanțele. Rămâne de văzut odată. De două ori. De două ori. De trei ori. Wow, de ce frumoase cărți, nu vine să cred. Deci chiar nu vine să cred. În fine, asta e, dacă așa arată, așa vă zic. N-am ce să fac. Deci, unul dintre voi vrea să riște, să o ia de la zero, să comunice, iar despre pasiune, despre dragoste, săgețile lui Cupidon și nu doar să comunice, să și meargă, că și nebunul merge și săgețile saltă, da? Și avem și faetonul, aveți și faetonul, da, faetonul care e foarte determinat să meargă. Să meargă către ce? Către renaștere, către împăcare. Asta pentru că aveți și trei de monede. Cineva vrea să construiască, să reconstruiască ceva eventual, pentru că este copleșit emoțional, da, se simte foarte fericit, da, și vrea să construiască împreună, pentru că simte că alături de voi sau voi alături de ei vă umpleți paharele, aveți 9 și cu 10, da? Cuplu perfect, o familie perfectă, puteți deveni o familie perfectă și cu răbdare, cineva a stat, a investigat, da? cum să ofere nu doar emoții și dragoste, dar și un început care să aducă colaborări, creștere spirituală, spirituală? O fi și spirituală, financiară. Vreți nu doar asul de cupe și asul de monede, o relație stabilă. Vreți o relație stabilă, să reconstruiți eventual. Ați ales. Ați ales, simțiți că acest personaj eventual este flacăra voastră geamănă și aveți multă pasiune pentru acest personaj. Țineți foarte mult, da? Da, țineți. A fost, într-adevăr, pentru cineva mai fost o pasiune la un dat care v-a derutat, dar... Aha, da. Dar eu zic, așa arată cărțile. Mergeți către
Renaștere. Reconsiderare. Transformare, Pluto. Și aveți și 8. Transformare prin comunicare. Dacă învățați să comunicați în această relație, în această perioadă, transformați totul. Și să comunicați și altfel. Să vorbiți despre intuiția voastră, despre vise, despre... Că așa se face cu pește și cu balanțele, bine și cu balanțele. Dar depinde ce poziție sunteți. Oricum, apare nebunul. Unul dintre voi, la un moment dat, a riscat un pic în afară și probabil că în acest motiv nu s-a manifestat ceva. Dacă vreți să renașteți, înseamnă că au fost niște probleme, niște răni, niște dezamăgiri, amânări, de vreți să renașteți, da? Dar acum sunteți hotărâți, da? Faetonul. Să construiți, vă mai arăt încă o dată, 3 de monede. Să construiți. Dacă vă lăsați ghidați, am mai vorbit de ghidaj spiritual, este totuși o catedrală, aici cineva poate să fie îngerul care vă arată cum să vă lucrați relația, asta în condițiile în care vă ascultați intuiția. Dacă vă ascultați intuiția, da? Asta cu ce? Cu peștii. Peștișorul sau cine are planete în peștișor? 9 de cupe, da? Pentru că dacă aveți răbdare, de la 9 ajungeți la 10. Puteți să faceți un cuplu frumos, dacă aveți răbdare. Și știu, am mai citit despre vorba aia la catastrofe, știu și eu, dar încă n-am exprimat-o. Și la un dat o să vină și asul de monede. În general, când balanțele se întâlnesc cu peștii, peștii sunt octava superioară a lui Venus. Neptun este octava superioară a lui Venus. Și între pești și balanță există o conexiune foarte profundă pe care, dacă balanța o înțelege, o poate manifesta frumos. Eu am văzut cupluri de pești balanță, dar rămâne de văzut ce se va manifesta între voi doi. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Au fost câteva, într-adevăr, relații provocate. Sunt foarte curioasă cum rezonează cu viața voastră, dar acesta este Brâncuș, da? Și că tot vorbim de Venus, de creație, de transformare, transformați-vă frumos și alegeți să nu stați în relații care vă consumă, ci în relații care vă cresc și vă vindecă. Nu vă adaugă traume, ci vă vindecă traumele. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!